Anchetatorii au efectuat azi 14 percheziții. Printre locațiile luate la purecat de oamenii legii se numără primăria Bâltenii, o biserică din localitate, două firme, dar și domiciliul primarului și ferma fiicei acestuia. Polițiștii verifică modul în care firma edilului a obținut și a realizat lucrările de reabilitare a lăcașului de cult din comună. Gheorghe Păsărin spune că lucrarea nu a fost obținută în timpul mandatului, ci când era doar afacerist. Este contract semnat din 2011, înainte de a fi obținut. Și au continuat și ulterior? Da, au continuat, sigur că da. Sunt lucrări făcute de firma dumneavoastră, da. Soției? Da, sunt lucrări făcute la parohie. Și au fost înregistrate lucrări fictive? Nu. E vreo problemă la contractele astea? Părerea mea că nu, dar să lăsăm organele de cercetare să se preocupă. Atâta timp cât a fost un contract semnat înainte de a fi primar, iar în clipa în care am primit mandatul de primar, lucrările erau finalizate în proporție de 80%. Câți bani s-au investit acolo? În jur de 400 de lei. Și cealaltă firmă? Mai era o firmă care a efectuat lucrurile acolo. Acea firmă a cui aparține? Este firma nepotului soției mele. Dar e o coincidență că sunt firmele din familia dumneavoastră? Sau cum au ajuns? De ce vă referiți la coincidență? Este certitudine că am avut un contract încheiat. Asta a fost destinul, soarta, că am încheiat un contract înainte de a fi primar. Eram administrator de firmă și era normal să vreau să obțin lucrări pentru a produce plus valoare. Preotul de la lăcașul de cult reabilitat de firma primarului nu vede lucruri necurate în efectuarea lucrărilor de miliarde de lei vechi. Și primarul era în funcție atunci când nu, după... Aici era o problemă cu... Cum să vă zic? S-au început lucrările, dar după aceea am văzut pe acte că era trecut doamna, soția domnului primar, doamna marinelă. Dar primarul era trecut pe numele dumneavoastră. Da, da, firma era trecută, da, da. După aceea, ulterior, s-au trecut... Da, primarul era în exerciție, era în funcție când s-a început. Știu, la început. Dacă 2011, da. În 2012 a fost alegerea. Când a devenit primar, probabil a trecut da. Firma pe da, numele da, mele. Exact, exact, aveți dreptate. Nu știu ceva. Păi e foarte bine. Noi nu știm, bă. Ce să vă spunem? Să înceapă să facă și... Păi e țara asta la ordine. Toată problema care este, primăria a luat-o, lucrarea de la dărâmătură până... O vezi, o. Pe undeva sunt și vinovați, să știți, părerea mea. Că eu am mai spus și la colegii noastre, dacă eu iau o casă, ca să o fac sau un gard, apoi trebuie dumneavoastră să-mi spuneți, băi băiete, îmi faci gardul ăsta și vreau în două săptămâni sau cât îl terminți și vopsit. Eu trebuie să vopsesc și gardă. După 8 ore de percheziții, primarul și viceprimarul au fost duși la Inspectoratul de Poliție cu Duba. Persoanele bănuite vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru audieri și dispunerea măsurilor legale. Mai multe persoane sunt acuzate că în perioada 2013-2015 ar fi înregistrat în evidențele financiar-contabile ale unor societăți comerciale achiziții publice care reprezintă operațiuni fictive. Conform unui comunicat al IPJ Gorj, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de peste 2,8 milioane de lei.